am găsit. Deci cum să vedem ce faceți? Că atunci v-ați angajat că... Noi, de regulă, când luăm angajament, ținem de după la biserică. Unde sunt? Dar de doriți să veniți la dimineața. Termenul contractual este 26 martie 2024. Intenția declarată și credem că nu vor mai fi niciun fel de motive de întârziere este să finalizăm până la sfârșitul anului. De la 55% până la 100% terminați. Da, da, păi, mai avem totuși elementele mari de infrastructură. Da, la ora actuală toate structurile, sunt 12 structuri, toate structurile sunt ridicate. La ora actuală s-au montat deja grinzile pe două structuri, cea mai mare dintre ele, podul peste râul Criș, de 676 de metri, sunt finalizate. Turnați, turnați la fața locului sau vin? Grinzile le aducem de la Sibiu, elementele prefabricate, așa numitele predale, cele care se montează, care se țin în placă de suprabetonare, sunt realizate locului, prevăzut. Acesta este pasajul de la, de peste autostradă, chiar la capătul de contract, am fost și vedeți, este în faza de acum sunt instalate cele două structuri metalice. Acesta este acest loc de aici, nodul de față. Nu există descărcare, dar chiar ați trecut pe lângă el. E structura cu șapă. În momentul în care se va construi Oradea, Arad, da, va fi conectat, da, da. De aceea, acest de legătură, da? Creat în special pentru a asigura conectarea la kilometru 2925 a drumului expres al Adorata cu drumul de legătură. Care am citit-o că sub traversările, chiar prin tuneluri, sunt și mai ieftine și mai vezne de făcut. Nu știu dacă dumneavoastră ca specialist, da, din punctul de vedere al mentenanței, sigur că sunt mult mai avantajoase, că una este să ai o zonă unde ai un taluz de 30 sau de 50 de metri înălțime, pe care ca să poți să-l consolidezi și să-l menții într-o anumită stare, sigur că costurile sunt foarte mari și nu ai întotdeauna siguranța că rezultatul muncii tale este cel așteptat. Și inclusiv drumul în Rambleu este mai greu de reținut. Acum, ca drumul în Rambleu, în momentul în care asigur scurgerea apelor la baza Rambleului, nu ar trebui să fie o problemă. Dar să-l dați bine. Dacă îl dați înainte de termen, e și mai bine. Dar să-l dați la termen. Da. Bine. Bine. Mulțumim foarte mult. La treabă.